Lângă toate cadourile astea care le-am spus, facem și un prezent, așa, un sport financiar. Vă mulțumesc foarte frumos. Familia dumneavoastră. Așa, mă, pompiere, zi, vă. Un cadou așa mai deosebit. Moș Crăciun, dacă îmi permiteți, dragi copilași, stimați părinți, vizita noastră are drept scop, în primul rând, ca să aducem un zâmbet în casa dumneavoastră pentru copilașii dumneavoastră, pentru voi. Acestea sunt darurile lui Moș Crăciun, dar scopul mai bine determinat care a fost este mânarea unor detectoare de fum de gază, care în caz că apare fum sau gază în spațiul locativ, el produce un sunet. Odată și produce sunet, se cunoaște, sunt undeva, sunt careva eliminări de gaze și ar trebui să părăsiți încăpierea, cei mai mici. Dar cei mai mari deja cunosc, deja tata e pompier, el cunoaște ce trebuie să facă în așa situație. De ce ele mân, regulamentul le cunoști, le instalați în această mărturie.